Horoscopul pentru săptămâna 14-20 iunie 2021 se bazează pe următoarele aspecte astrale. Există un uh, trigon uh, dintre Soare și Neptun. Acest trigon uh, se uh, regăsește între datele de 14 și 18 iunie, de asemenea avem pe Saturn în cuadratură cu Uranus, Venus în trigon cu Neptun în 19 iunie. Soarele aflat în Gemeni favorizează comunicarea, relațiile interumane, schimburile de idei, de lucruri, afirmarea ideilor buna dispoziție, gândirea flexibilă, posibilitatea de a corela mai multe activități simultan, de a avea bune colaborări și de a trece cu ușurință de la o activitate la alta. Între 14 și 18 iunie, Soarele aflat în trigon cu Neptun aduce momente favorabile pentru a se folosi imaginație, inspirație, în zona artei, a ocultismului, sentimente nobile de iubire, descoperirea frumosului, există posibilitatea de a se căuta un o fraternizare ideologică sau mistică pentru anumite idei se poate fixa chiar un drum colectiv pentru mai multe mult mai multe persoane, deci pe, nu e o, o chestiune singulară. Câștiguri mai degrabă morale relațiile de familie, ideale sau senzuale. Discuțiile apar din uh, diferențele de concepție, pot să apară cu familia, pot să apară discuții în uh, plan amoros cu partenerul. Luna, aflată în leu, pune în valoare voința, prin uh, capacitatea de exprimare. Uh, se pot pune în valoare talente dramatice, poetice. Luna va avea și o poziție cu Saturn, care determină probleme de sănătate și o potențială scădere a vitalității. Există o teamă profundă care poate să apară la suprafață. Luna vecioară aduce inclinații practice, poate să Aducă preferințe pentru uh, mediul natural, uh, accentul pe activități practice, poate chiar activități tradiționale, uh, diverse aspecte ocupaționale. Uh, tendința de a comunica, tot la fel se dezvoltă când luna va fi în fecioară. Uh, când luna se va afla în balanță către sfârșitul acestei săptămâni, apar impulsuri lăuntrice la suprafață, căutarea rădăcinilor în relațiile sociale. Sunt căutate confruntări, mai ales în zona relațiilor personale. Mercur, aflat în Gemeni, în mers apare între guvernează comunicarea, ascultarea, vorbirea, învățarea, citirea, editarea, cercetare, negociere, vânzare și cumpărare. Însă, Mercur retrograd nu, nu aduce o creștere în aceste domenii enumerate, domeniile pe care le guvernează, ci mai degrabă susține reevaluarea și revizuirea și readaptarea și reproiectarea în aceste domenii. Pentru planurile pe care le avem, aduce momente de oprire, aduce momente de reorientare a energiei în scopul de a se găsi soluții pentru situațiile care aparent nu au soluție. Venus aflat în rac, susține în plan emoțional relațiile, aduce orientarea către trecut, către părinți, către tradițiile locului de origine, aduce emoție profundă și intensă, comunicare afectivă, amintiri comune, care pot fi unor baza pentru relații noi. Din data de 19 iunie, Venus formează un trigon cu Neptun și aduce momente favorabile pentru creație artistică, pentru sentimente romantice și mistice, pentru devotament, pentru sacrificiu de sine, pentru ceva nobil, relații de familie amabile, comunicare pasională. Marte, aflat în leu, în trigonocrație, aduce o canalizare a energiilor în sensuri demne, generoase, nobile, aduce înclinarea spre creativitate, aduce atracția către risc și aventură și faptul că dorințele pot avea cele mai înalte manifestări. Jupiter, în pești, este în domiciliu și aduce o componentă emoțională, caracterizată cel mai adesea de compasiune, de umanitarism, de, de dorința de a înțelege și de a ajuta, de încrederea reciprocă. Este favorabil căsătoriei, familiei. Jupiter se află în trigon cu soarele. Începe acest trigon în data de 20 iunie, deci chiar când se termină practic această săptămână și susține maturitatea, împlinirea, forța, aduce la realizarea ambițiilor, aduce optimism, aduce autoritate și responsabilitate, aduce idei și inițiative fericite relațiile de familie pot fi agreabile din punct de vedere al sănătății această aspectare vă susține și vitalitate Saturn însă aflat în vărsător limitează în continuare și în această săptămână interesele materiale și aduce în prim plan obiective economice și pragmatice. Există o quadratură a lui Saturn cu Uranus care susține duritatea și retenia, cruzimea, riscul de accidente și de complicații cu legea și de conflicte și o creștere a impulsivității. Uranus, aflat în Taur, se află în mers direct și formează quadratură cu Saturn. Această quadratură favorizează relații, asocieri, total neobișnuite, neașteptate, nonconformiste, unor riscante, aduce și un plus de nervozitate, aduce un simț critic exacerbat, aduce violență în exprimare și o capacitate de manipulare în scopuri, hai să zicem că nu tocmai nobile aduce și uh, dezechilibru mult, această aspectare a lui Uranus în Taur, Acest, uh, uh, aceste dezechilibre uh, pot aduce și limbaj brutal, pot aduce renunțarea la obiectivele nerealizabile. Pe de altă parte, Neptun în Pești, aflat în domiciliu, aduce o clarificare, așa cum uh, uh, avem de mai multă vreme, această aspectare astrală, a idealurilor, prin uh, certificarea lor în viața de zi cu zi, uh, credințe în uh, sentimente, mesaje psihice, mesaje mistice, vise și trăirile untrice. Aduce forța credinței în idealurile revoluționare. Din data de 19 iunie, Neptun în trigun. Gon cu Venus, aduce momente favorabile despre care am mai vorbit când am vorbit de Venus, pentru creație artistică, pentru a avea sentimente romantice și mistice. Aduce și dăruire, aduce și sacrificiul de sine, pentru lucruri nobile, aduce și o comunicare amabilă, pasională în familie. Pluton în Capricorn, în continuare, se află în peregrinaj și favorizează în, cu această aspectare reorganizarea politică, economică, creșterea eficienței, creșterea disciplinei și uh, o mai bună utilizare a resurselor materiale și a celor energetice. Acestea sunt uh, aspectele generale din punct de vedere astral pentru toate zodile.